Pentru că acum merge către domnul Tătaru cu o chestiune extrem de complicată. Domnul Tătaru, v-am reținut ca fiind un om foarte realist și tranșant. Tocmai de aceea vă întreb la fel de tranșant, dacă domnul Burduja va fi pe locul 4, nu vi se pare totuși că e ceva ce nu vă folosește la absolut nimic, ba din potrivă? Adică nu e nicio reușită ideea că domnul Afenș nu e candidatul nostru, are un rost câtă vreme candidatul e redutabil în sondaje. Nu zic că n-ar fi, dar nu e în sondaje redutabil. Câtă vreme e pe locul 4 cu un procent derizoriu, aproape de domnul Mihai de la, ăsta, de la Aur, cum îl cheamă, Enache, sau cum îl cheamă, așa. Nu vi se pare că e o chestiune care mai rău vă pricinuiește în vederea alegerilor prezidențiale? Vă rog. Da, dacă e să discutăm încă de la începuturile acestei coaliții, gândurile erau de plecat separat. S-a gândit apoi să se meargă cu candidat comun. La candidaturile separate era și de atunci Sebastian Burduja. Fiind președintele filialei București, atunci el era candidatul. Da. În acest moment, că spuneați dacă câștigă sau nu câștigă PNL-ul, PNL-ul își dorește să câștige, dar trebuie să rămânem și realiști. În acest moment suntem pe o pantă de maximizare a unui rezultat. Asumarea de către București a unui candidat s-a făcut la început prin Sebastian Burduja, apoi, mergând pe candidat comun, s-a găsit un candidat să nu fie de acele două partide. Nu s-a creat, având în vedere electoratul destul de radicalizat din București al celor două partide, să mergem la comun cu un candidat al unuia dintre două partide. Da. Acum, în acest moment, ce a reieșit din sondaj, a reieșit că Sebastian Burduja este cel care poate aduce cel mai mult aport rezultatul pentru Partidul Național Liberal în București. Păi, poate aduce un sprijin, poate e cel mai bun, doar că văzând că e pe locul 4, nu sau maxim 3, eu știu, depășește pe firea, deci nu are nicio șansă și neavând nicio șansă totuși, gândindu-ne și la faptul că această guvernare nu are nici o șansă prea mare să continue, ținând cont că și la prezidențiale veți avea candidați separați, nu cred că se pune problema PNL-ul să susțină pe domnul Ciolacu, sau invers, PSD-ul să susțină pe domnul Ciucă. Vorbim de ce se va întâmpla peste câteva luni, adică nu vom vedea până la anul mai trăim. Nu, e vorba de câteva luni, de la momentul alegerilor locale. Nu ar fi fost mai util să vă așezați în spatele lui Nicu Șordan la aceste alegeri și să beneficiați și dumneavoastră de succesul lui Nicu Șordan, unul la mână, și doi la mână, nu doar să beneficiați de succes, dar să le luați și arma asta useriștilor, care vor spune, uite domnule, am câștigat primăria capitalei și veți putea să veniți, care domnule a câștigat? Și domnul Cioloș vă spune, am câștigat primăria. Care domnule că ați câștigat, că noi l-am susținut pe el? Adică nu era o decizie mult mai redutabilă cea pe care vă spun, domnul Tătaru? Îți place cuvântul ăsta redutabil, că l-ai auzit la Iohannis. Vă rog, domnul Tătaru. Noi să nu gândim că doar Partidul Național Liberal există doar în București. Partidul Național Liberal există în cele peste 3000 de unități administrative teritoriale. Deja sunt despărțite lucrurile, da. Acolo deja sunt. Rezultatul de după 10 iunie ne va spune cam unde stă Partidul Național Liberal și unde va fi judecat în cuantumul electoral. În acest moment, dacă stăm să ne uităm, acum 4 ani am fost în spatele lui Nicu Șordan. Da. Da, în acest moment suntem într-o coaliție și suntem totuși unul din cele două partide mari. Și știți când ați mai fost în spatele lui Nicu Șordan, domnul Tătaru? Cred, dacă nu mă înșală memoria, că ați fost în spatele lui la propriu și când ați decis să-l contracandidați ajutându-o pe doamna Firea prin intermediul domnului Predoiu. Cred că tot în spatele domnului Nicu Șordan, dar la procente. De-aia zic că nu e funcțională ideea asta, adică nu e ceva funcțional. Adică nu-mi dau seama. Și Bucureștiul, sigur, înțeleg, sunt alegeri în toată țara și așa mai departe. Dar Bucureștiul, vedeți bine că lumina e pusă pe București. Adică în momentul, vă spun, ziua în care vor apărea rezultatele de la primăria capitalei și va apărea acolo locul 4, PNL-ul, va arăta rău de tot. Eu știu dacă va arăta atât de rău în condițiile în care la nivel național nu vom arăta chiar atât de rău. Condițiile pentru noi sunt a exista ca și partid mare într-un angrenaj ca Bucureștiul, în care avem un electorat destul de radicalizat, în care va câștiga toată lumea voturi. Da. Orice partid va câștiga voturi în București. Și înțeleg, și atunci, da. Nu da, suficient. Dar nu putem forța acolo unde știința care este în capacitatea noastră. Bun. Doamna Mihaela,